Mai exact, o să vorbim despre faptul că Dinu Patriciu a fost cel mai bogat afacerist român, 2,5 miliarde de dolari a avut în cont mai mulți ani la rând, înainte de moarte, banii parcă s-au evaporat. Nevasta cu care era în divorț încă mai caută în băncile din Elveția miliardul de dolari care nu iese la socoteală. M-am distrat mult în anii ăștia. Și mi-a plăcut. Da. Averea lui Dinu Patriciu era estimată la 190 de milioane de euro la momentul în care acesta a încetat din viață. Cu doar câțiva ani în urmă, în dreptul averii omului de afaceri, figura fabuloasa sumă de 2,5 miliarde de dolari. Unde s-au evaporat miliardele afaceristului? Fosta soție bănuiește faptul că acesta a ascuns banii în conturi secrete din Elveția, astfel încât să scape de fiscul din România. Dana Patriciu a mers mai departe cu investigația și a cerut chiar instanței de judecată din România să facă demersuri să dea de urma banilor. Ea a cerut extrasele de cont ale operațiunilor în conturile lui Patriciu, începând cu luna noiembrie 2011, când Dinu Patriciu a vândut 75% din Rompetrol către Cazmunai Gaz, valoarea de piață a fost 3,616 milioane dolari. Pornind de la valoarea anunțată a companiei, presa a dedus atunci că procentul de acțiuni deținut de Dinu Patriciu valora 2 miliarde de lei. E vorba de satisfacția pe care o ai folosind acești bani, construind ceva. Este un challenge, este o încercare pe care viața ți-o pune în față să poți să construiești mai mult sau mai puțin. Solicitarea privind verificarea conturilor a venit la puțin timp după ce The Guardian a scris că Dinu Patriciu s-ar afla pe lista scurtă a clienților români care au conturi speciale la o bancă elvețiană, care a fost acuzată că și-a ajutat clienții să-i ferească de controlele fiscale. Conform sursei citate, suma depășește 800 de milioane de euro. De altfel, legăturile lui Dinu Patriciu cu Elveția erau foarte strânse. Printr-un holding din Țara Cantoanelor, el controla partea care i-a mai rămas din Rompetrol. Într-un interviu pentru Adevărul, omul de afaceri vorbea despre legăturile cu băncile din Elveția. Numai în Elveția, depunerile contribuabililor din țările balcanice sunt de peste 25 de miliarde de euro. Jumătate sunt chiar din România. Acestor bani trebuie să le dai încredere. Guvernele trebuie să învețe să fie prietenoase și eficiente. Aceasta este lecția crizei. Dacă ea este acceptată, mediul de afaceri poate să facă din bursele de la București locul predilect de listare a companiilor și de tranzacționare a mărfurilor din întreaga regiune balcanică. Dubios este și faptul că în ultimele luni de viață Patriciu a împrumutat sume mari de bani de la diverse bănci românești, sume a căror destinație nu este cunoscută de membrii familiei. De asemenea, a pus garanție tablouri din colecția personală, cu o valoare de achiziție de peste 2 milioane de euro, către firme pe care le controlează, înregistrate în Elveția sau Cipru, precum și către persoana Melanie Cernu.